găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și dragi copii, suntem la o nouă emisiune în Cârlig. Am doi asistențe astăzi care vor face materialul propriu-zis. Eu nu voi fi astăzi decât profesor. Alex? Alexandru, da? Da. Am zis bine? Da. Ce, ai emoții? Nu. Așa te vreau. Și Rebecca. Ei vor fi asistenții mei astăzi. Pentru început am să-i dau lui Alex microfonul, nu înainte să-l prezentăm și pe George, care va veni mai târziu. Cum se pregătește Nada, nu, George? Bună dimineața, da. Alex, vei ține microfonul și eu voi arăta la copii cum se face o linie simplă pentru pescuit. De aceea am venit cu niște fire și niște ace mai groase ca să vedeți voi toți, da? Vom face un nod, cel mai simplu nod. Am un ac. Wow. Îl vedeți ce mare e? Ăsta e ac de somn. De pește, de la mare, imens. Și am o gută mai groasă. Un nailon mai gros. De ce este mai gros? Pentru ca să puteți vedea voi cum se face. Dragi părinți, fiți atenți că și dumneavoastră va trebui să le arătați acasă cu un cui îndoit, cu un ac bun, ca să nu se înțepe copii, să învețe. Săptămâna viitoare fiecare va veni cu cât un ac sau cu un cui îndoit legat de el. Da? Test de verificare. Dăm temă pentru acasă. Deci luăm acul, îl întoarcem cu vârful în jos, luăm firul, facem o buclă, vedeți? Punem bucla așa, Rebecca, te rog, eu mă ajut, ține așa un pic de fir ca să se vadă bine, să vadă toți copiii, da? Și acum răsucim peste fir, vedeți? O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori. Am făcut așa, da? Și acum ce facem? Luăm capătul care l-am răsucit și îl băgăm în buclă. Nu uitați, am trebuit umectat un pic. N-am ce să fac, asta e, așa se face. Prindem, ține Rebecca bine. Gata? Tragem? Trage tu de acolo, trage de acolo. Să vedeți cum se strânge. Fiind guta mai groasă, s-ar putea să avem o mică problemă, dar cred eu că o să iasă. Ia. Vedeți? Nodul s-a făcut. Uitați cum arată nodul. Și acum, nu l-am strâns definitiv, îl tragem către ochet, așa, și îl strângem. Ia uitați! Așa arată nodul. Va trebui să tăiem bucățica aceasta care a rămas, da? Și vedeți cum vine firul? În spatele ochetului. Mai facem ceva acum, băgăm mâna în buzunar. Alex, ce ai, ce să-i? Ia uite unde era pluta, vedeți? Era pluta la Alex, da? Nu-ți place? Băgăm inelul pe fir. Îl lăsăm către ac, da? Și apoi înfigem pluta. Asta e o plută simplă de porumb. Ia uitați! Ce trebuie să mai punem, știți? Plumbul. Bun. Umblăm iar la buzunar. Și avem cutiuța cu plumb. Uite, scoate două bucăți, am luat trei. O să se supere cineva, dar-i treci. Râzi, Luci. Uitați cum facem. Vedeți, plumbul acesta este crăpat, da? Se poate băga pe fir. Îl punem pe fir, așa, și strângem ușor. Nu-l strângem tare, îl strângem ușor. Bineînțeles, am folosit... Cu un cleștișor. Cu un cleștișor. Eu am folosit dinții că n-am luat cleștișorul la mine. Eu am pus un singur plumb. Ce facem acum? Acasă, că noi trebuie să ne facem liniile astea de acasă, nu pe baltă, da? Luăm un bidon din acela, un pet de ăla de 2 litri, punem apă până sus și venim cu pluta până aproape de plumb, da? Băgăm și când pluta noastră stă la jumătate în apă, cam așa, perfect dreaptă, înseamnă că am echilibrat pluta, da? Și punem 1, 2, 3 plumburi, câte considerăm că e bine să ne, ca să ne stea pluta dreaptă și... Deci cam așa arată o linie de pescuit, da? Deci ca să fie totul complet, am să folosesc cutterul. Asta e un fir special pentru pescuit la păstrăv, e... plutește deasupra. Eu l-am luat așa ca să-l puteți vedea voi. Uitați cum arată o linie de cea care dați voi la peștișori aici. Bine.
Vă place să pescuiți? Absolut, sigur că da. Ție îți place să pescuiești? Da. Cum te numești? Gabriel. La ce-ai prins peștișorul? La vierme. Tati, cum te cheamă? Nicu! Ai prins pește? Nu, dar te-am ajutat pe tine să-i prinzi. Pescuiți de mult? De mic, ca tine, de vârsta ta. Care e cel mai mare pește prins? Un crab de 9 kg. De când pescuiești? De mai devreme. Ce ți-ai dori dacă ai prinde peștișorul auriu? Păi... să pescuiesc. Mami! Îți place să pescuiești? Îți place să pescuiești? Da, îmi place, îmi place. Dar ție îți place să pescuiești? Da. Sau preferi să stea mami în locul tău? Prefer să stau eu și cu tine să mă joc cu Sara și cu Mara. Care a fost cel mai mare pește pe care l-ai prins? Cel mai mare pește? Da. Uite așa de mare. Vă place să ajutați copiii să pescuiască? Da. Da, cât mă pricep și eu, da. Și dacă copilul dumneavoastră ar prinde peștișorul auriu, ce credeți că și-ar dori? Asta nu știu, Fescon, întreabă-l pe el. De unde v-a venit ideea de a face o școală de pescuit? Ideea mi-a venit colegilor de asociație și nu numai mie. Uite că mai sunt și alții care au această dorință, cum ar fi Georgian. Clubul Încârlig. Clubul Încârlig, ansamblu. De a scoate copiii la iarbă verde, la pescuit, la a învăța să prindă pește. Vă place să ajutați copiii să pescuiască? Absolut, eu cred că trebuie să-i învățăm să pescuiască, să iubească natura, să iasă din casă, să nu mai stea prea mult la calculator și, în primul rând, să învețe să dea drumul peștelui după ce l-au prins. O să vorbim mai întâi despre nadă. Avem aici un fel de nadă, las că îl fac eu, Gabi. Un pic mai la distanță să avem loc cu toții. Deci data trecută ați văzut cum se amestecă un singur fel de nadă, da? Am folosit tot acest TTX. Astăzi o să amestecăm două nade uscate și o să folosim și ceva nadă lichidă, da? Mai întâi și mai întâi luăm un vas uscat. Punem prima nadă. Punem și cea de-a doua nadă uscată. După care le amestecăm bine, bine așa uscat. Astfel încât să nu mai existe diferențe de culoare și de granulă între ele. O nadă era mai mare, una era mai fină, o amestecăm bine de tot. Astfel încât tot acest amestec să devină uniform. Da? Aici avem un lapte de porumb cu aromă de vanilie, e lichid, e un pic diluat, el era sub formă de ulei pentru pești. Deci el de felul lui este foarte viscos, foarte gros, l-am diluat 1-1 astfel încât să-l putem utiliza. Și începem să turnăm și pe măsură ce turnăm amestecăm. Iar turnăm, iar amestecăm. Ia uite, a început să se lege. Miroase bine? Vedem la sfârșit cum miroase. Vă place mirosul? Ia miroase. Eu cum miroase. Îți place? Ce frumos miroase. Dacă miroase și peștele ar zice la fel. Miroase a vanilie. Da.
Acum aș fi vrut să vedem. Chiar ca și doar. Ca cineva să vedem. Și-a schimbat un pic și culoarea? Da, un pic, foarte mult. Bă, la ce ești eu? Până când amestecăm? Până când amestecăm, Gabi, Maria? Până când putem face un vulgăre care nu se... Ionuța, asta ai văzut-o? Încă se sfărâmă. Bun, îl lăsăm un pic să tragă lichidul, astfel încât particulele să se umfle. Iată cum stă. Ia să vedem cum se comportă în apă. Vedeți în jurul ei, încet, încet, particulele se desprind din bulgăre. Bulgările este suficient de ud, de consistența plasteline, de tare, astfel încât până a ajuns pe fundul apei nu s-a spart la suprafață. El a ajuns oarecum întreg jos și vedeți încet, încet se formează un nor de particule în jurul lui care atrage pești. Gândiți-vă că în apă sunt curenți, uitați, bate vântul și aceste particule sunt împrăștiate de valuri de curentul apei, astfel încât să atragă pești. Ia să vedem. Ia uite-l.